Denis Alibek a crescut forța astră în atac, dar și a cailor putere. Fotbalistul face senzație de câte ori vine la antrenament. Asta pentru că rulează la bordul unui McLaren care costă aproximativ 200.000 de euro. Colegii spun că le este teamă să facă o tură, iar antrenorul glumește pe seama scuderiei lui Alibek. Dacă eu o lovesc, cred că trebuie să-mi vând casa, să-i cumpăr alta. Eventual îi spun să mă ducă o tură cu ea, să vedem cum merge, dar și așa mi-e frică, trebuie să-mi pun două, trei centuri de siguranță. Ai încercat un astfel de model? Nu, că nu știu nici pe unde să mă urcă mașina. Mă glumesc. Asta este Denis. Dacă Astra l-a readus pe Alibek, este posibil să-l piardă pe președintele Dani Coman. Acesta are oferte de la mai multe echipe din Liga 1, printre care și CFR Cluj. Măldărușanu știe de aceste oferte, dar crede că nu va părăsi echipa. A fost dorit acolo, asta știu că de foarte multă vreme și nu numai acolo. Este un conducător tânăr, un conducător care își dorește performanță, oriunde unde este, unde lucrează. Nu știu, acum nu cred, nu mă gândesc la asta. Echipa astristă a pregătit la Ploiești un nou meci de campionat. Trupa antrenată de Măldărușanu și Vintilă va juca mâine seară la Giurgiu cu Sepsis Sfântul Gheorghe.